Ponturi și pariuri din Cupa României, Cupa Italiei și un meci din Champions League-ul feminin la volei. Așadar, dragi prieteni, vorbim azi despre duelul dintre Universitatea Craiova și Farul Constanța, Lazio Roma vs. Genoa și, bineînțeles, echipa noastră la volei feminin din România, Alba Blaj vs. Lecanet. Meciul se joacă în Franța. Haideți să aruncăm o privire pe duelul dintre Craiova și Farul, pentru că trebuie să știți câteva aspecte foarte, foarte importante. Și acela că farul nu mai are pentru ce juca drept urmare ar trebui să uh, utilizeze fotbaliști care nu au prins multe minute sau chiar să debuteze câțiva tineri de pe la echipa a doua. În schimb, Universitatea Craiova are nevoie de victorie pentru a fi sigură de calificare. Practic, dacă bate, nu mai interesează jocul rezultatelor. În schimb, dacă va face egal, este posibil să rămână acasă. De fapt, sunt șanse mari să rămână acasă, pentru că dacă Gloria Buzău câștigă categoric voluntar și UTA Arad, una din ele va merge mai departe. Practic, Craiova are o singură variantă să câștige împotriva unei echipe trimise de Hagi, cred eu, a doua chiar. Cota este destul de bună, 1.40 la pauză sau final 1. Și trecem mai departe în continuare la duelul dintre Volero, Le Caner și Alba Blaj în Champions League. Dragi prieteni, în tur, Alba Blaj a fost învinsă cu 3 la 2, dar destul de greu. Vedeți și voi, a fost un meci echilibrat 25-18 25-22 25-15 20-25 iar în decisiv Lecanet a câștigat la două puncte diferență 15-13 Mă aștept sincer la cum arată clasamentul la un meci extrem extrem de echilibrat și bineînțeles Alba Bla să câștige cel puțin un set pe asta mă bazez când voi paria pronosticul peste 3,5 seturi în meci la o cotă de 1,50 și în fine am ajuns la ultimul match de pe bilet. Lazio Roma întâlnește pe Genoa. Genoa care în principiu ar ca trebui să-și vadă de campionat pentru că nu stă prea bine pe acolo. Este la doar 5 puncte de retrogradare. În schimb, Lazio Roma cred că are ca și obiectiv câștigarea cupei. Se află însă la 3 puncte și de locurile de cupe europene. Însă, ce am descoperit aici, cum vă spuneam și acum câteva clipuri despre Genoa, este echipa cu cea mai mică medie de cornere obținute, uh, obținută pe meci în Serie A: 2,79 cornere adună pe meci Genoa și cedează la rândul său o medie de 4,64 lovituri de colț adversarilor. Practic în 14 etape a obținut 39 de cornere și a cedat 65. De partea cealaltă, Lazio obține o medie de 4,86 lovituri de colț și cedează la rândul său 4,07 cornere pe meci. Una peste alta, Lazio Roma a acumulat în acest uh, sezon, în primele 14 etape, 68 de cornere și a cedat 57. Cred însă că vom avea parte de un meci domina categoric de echipa Lazio și la finalul partidei vom avea uh, mai multe cornere în dreptul uh, lațiarilor la o cotă de 1,45 oferită de Superbet. Așa arată biletul zilei până data viitoare, nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permite să suportați pierderea.